De ce oamenii sunt răi? De ce sunt răi? Oamenii nu sunt răi. De ce uneori sunt răi? Deci ei pentru că suferă. De ce suferă? Cine suferă? Ego-ul suferă, normal. Păi noi nu suntem ego, ce treabă avem cu el? Da, așa e. Deci să-i lăsăm să sufere. Sau ego-ul nostru să sufere. E singura soluție. Și când ne lăsăm, atunci noi ne unim cu sufletul. Doar când ne lăsăm. Dacă ne plângem, devenim ego-ul. Așa e. Este foarte simplu. Mereu trebuie să devenim te o întrebi victimă. Cine vorbește acum. Dacă este plângere sau îndoială, este a ego-ului și trebuie să ai toată siguranța că lucrurile se vor termina prost. Și ar trebui să fii Așa. nebun să mergi pe direcția ego-ului. Adică să vrei să suferi mai tare, e o prostie. Dar când lași, atunci devii sufletul, pentru că el lasă întotdeauna și Dumnezeu face la fel. Trebuie mereu să te întrebi ce ar face Dumnezeu sau Domnul Iisus în momentul respectiv. Și dacă îți dai seama că Iisus tot timpul a lăsat de la el, ar întoarce și obrazul celălalt și ar da și cămașa de pe el și nu s-ar apăra, deci Domnul Iisus nu se protejează. Noi de ce ne protejăm? Că dacă ne protejăm, o suferi. Ne protejăm ca să suferim, de fapt. Ideea este că Vrem ne o suferință mai identificăm, mare. Marius. Nu? Ideea e că ne identificăm. Exact. Cu ceea ce Ne nu suntem. Identificăm. Cu ceea ce nu suntem. Încă de mici, da, ne identificăm chiar cu lucrurile, cu obiectele, cu Da. Și noi fiind mașina mea, iubire, ar casa trebui mea. să ne identificăm numai cu iubirea, adică să fim numai iubire, Da. că dacă în toate situațiile de viață, dacă nu ești iubire, ești suferință, ești diavol. Deci dacă nu ești iubire, nu ești divin, nu ești în divin și va trebui să suferi automat. Deci omul alege întotdeauna iadul, nu alege raiul, pe cuvânt. Nu-mi vine să cred că este posibil așa ceva. Ființe care au creat atâta electronică și tehnică, nu? Teorii foarte sofisticate, ei nu pot să înțeleagă aceste lucruri simple, că în momentul în care își caută un bine propriu și cineva vine și îl ia, ei se supără, dar trebuie să li se ia pentru că în clipa respectivă, când au urmărit interesul său pe primul plan, el a pierdut legătura cu Dumnezeu și automat pornește mecanismul de desprindere. Ele sunt automate și nu ai ce să faci. Pentru că la baza vieții, în fibra vieții, este pusă iubirea. Deci de fiecare dată trebuie să te întreb. Eu sunt iubire, acum ceea ce fac reprezintă iubire? Adică dau libertate celuilalt, nu mă protejez, nu mă apăr, nu caut dreptatea mea sau mă lupt pentru mine? Dacă te lupți și te apăr, atunci nu ești în divin, ci ai devenit o ființă a întunericului. Trebuie să știi clar asta. Și noi, și fiecare din noi, și la fel și ceilalți, când observăm că fac lucrul acesta, s-a terminat cu noi. Deci, acolo este o vamă cu situația respectivă care pare banală, nu? Un indiferent, da. Te cerți cu cineva, pare banală, dar este o vamă. Cu ea te vei întâlni la ieșirea din corp și modul cum te-ai comportat acolo ți se va arăta. Uite, trebuia să cedezi. Că Iisus a cedat, Dumnezeu cedează. Tu de ce ai luptat pentru tine? Și imediat sufletul înțelege și coboară pe vibrația pe care el atât a ajuns pe pământ să aibă, atât a înțeles el, acolo se duce. Deci toate momentele în care tu ai cedat binele tău sunt urcare în lumea de dincolo, scări, trepte. Și toate momentele în care omul și-a căutat mai mult bine este coborâre în iad. Deci nu are niciun fel de șansă, nu are cum să scape. Mare păcat este că nu li se explică în termenii aceștia. Și biserica își apără, adică îl privește pe om ca și un pacient, ca un client, ca la piață, că să nu-și piardă clienții. Că dacă le spune acesta adevăr, că le știe, au citit scrierile vechilor părinți, nu? Sfinților părinți au citit Filocalia, Patericul Egiptean și au această cunoaștere și înțeleg foarte bine. Dar nu îi avertizează și lasă pe oameni să se ducă în iad și asta este cel mai mare păcat pe care îl face biserica. Ei au o responsabilitate foarte mare și nu își apără. Poporul este ca o turmă fără păstor. Nu are păstor. Deci,
trebuie să se înțeleagă că ei ar trebui să meargă, să nu stea acolo, că am fost prin mănăstiri și au marmură. Deci mănăstirile sunt cu marmură pe jos. Asta înseamnă pierderea credinței. Când au acceptat să fie pusă marmură și gresie pe jos, în clipa respectivă ei și-au pierdut credința. Adică au pus materia, plăcutul, ușorul și mai departe, forma pe primul plan. Deci au pierdut credința. Și câte mănăstiri am văzut așa numai cu marmură? Au atriumul acela, este făcut cum este o rușine. În clipa respectivă, ei nu mai pot să susțină credința absolut deloc, pentru că nu mai au har. S-a dus harul. Da, s-a pierdut simplitatea. Da, s-a pierdut Și simplitatea și modestia și curăția sufletească. tocmai asta simt că mergem spre dezumanizare. Exact. Asta simt spre non-iubire. Cred că asta urmează. Da, Deci va și fi destul ca de să fim dificil aduși pentru cei înapoi, care. vom fi aduși cu forța rău de tot. Adică vom pierde tot ceea ce prețuim mai mult. Bombele, rachetele vor cădea exact pe marmură. Exact pe ceea ce noi am făcut măreți și credem că este important, acele lucruri vor fi distruse. De cutremure, de inundații. Deci tot ceea ce prețuim noi, ni se va lua. Pentru că nu l-am prețuit pe Dumnezeu, care este sufletul. Dar nu ne convine de suflet absolut deloc.